O refugiată a avut surpriza să fie oprită de un român care i-a întins 100 de lei. O antrenoare de fitness originară din Odessa a fugit în România după invazia rusă din Ucraina. Aceasta a povestit pe rețelele de socializare că a rămas uimită de solidaritatea românilor. O antrenoare de fitness din Ucraina, refugiată în România, a rămas mută de uimire după un gest făcut de unul dintre compatrioții noștri într-o benzinărie din Moeciu. Războiul declanșat de Vladimir Putin pe 27 februarie i-a pus pe fugă pe ucraineni, care au trecut în număr mare granițele pentru a fugi din calea războiului. Antrenoarea de fitness din Ucraina a istorisit în mediul online episodul petrecut într-o benzinărie din Moeciu. Refugiata și-a alimentat automobilul și după ce a achitat, a avut surpriza să fie oprită de un bărbat român, care i-a întins o bancnotă de 100 de lei. Ucraineanca fugită din calea războiului a refuzat inițiar, dar s-a trezit că românul dublează suma, fiind impresionată de gestul acestuia. Acești bani i-am primit de la un bărbat de 60-65 de ani, într-o benzinărie, când am ieșit și mă îndreptam către mașină după ce achitasem la casă. M-a întrebat în română, Ucraina, Ucraina, i-am răspuns că da. Probabil m-a așteptat când a văzut numărul de la mașină. Și-a deschis portofelul și mi-a dat 100 de lei și a spus, slavă Ucrainei. Am început să plâng. Am refuzat să iau banii, mai ales că am văzut că avea o mașină veche, însă el și-a deschis iar portofelul și mi-a dat 100 de lei. Mi-a spus că sigur am nevoie. Nu mi-am putut stăpâni lacrimile. La urmă, nici nu știe că am 4 copii care mă așteaptă și bine că nu i-am spus că sigur își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar nu m-a lăsat. Dacă acest om îmi citește postarea, trebuie să știe că a ajutat o mamă a 4 copii. Am stat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile și nu puteam înțelege așa ceva, a scris ucraineanca pe rețelele de socializare.